Dimineața, suntem la intrarea în localitatea Fumați. Aici s-au adunat și protestatarii de aseară care au fost în Chiajna. La miezul nopții au plecat cu tractoarele și utilajele către Fumați, au venit pe centură. Din ce am vorbit mai devreme cu ei, undeva la ora 9:30 vor merge spre Pantelimon, pe centura capitalei, unde așteaptă să vină alți colegi din sudul României, din Constanța, mai exact, spuneau ei. Acum vedem, sunt un pic dezorganizați, spun că este un protest spontan, și-au făcut câteva grupuri pe rețelele de socializare și comunică între ei. Sunt aici protestatari și agricultori din Botoșani, din Telorman. Cei din Telorman îmi spuneau azi noapte că au plecat pur și simplu pe nepusă masă, nu vorbiseră cu nimeni și s-au întâlnit după aceea în București. În Chiajna azi noapte nu au fost probleme, nu au fost violențe. Ei au încercat să intre în capitală, însă nu au forțat rândurile de jandarmi și la această oră aici în Fumați este plin de jandarmi și de poliție și cu siguranță nu-i vor lăsa să intre în București. Însă vom vedea cum vor merge lucrurile în cursul zilei de astăzi. Deocamdată este liniște, de-abia s-au trezit, au dormit prin cabine, prin cabinele tirurilor și tractoarelor. Vedem ce va fi mai târziu. Deocamdată ei așteaptă să comunice pe grupurile acelea și să vadă când pleacă mai departe, să își continue protestul. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat azi noapte în localitatea Ilfoveană, Chiajna. Cine l-a condus? Uite-l om al meu aici, parcat pe dreapta. Nu e al meu, domnule. Protestatarii care au încercat să intre aseară cu tractoarele și camioanele în București au fost opriți de jandarmi și polițiști în localitatea Chiajna. Unul dintre manifestanți a blocat drumul cu un vehicul, iar forțele de ordine au intervenit pentru a-l îndepărta. Înainte de incident, prefectul capitalei a mers să discute cu protestatarii. Dacă nu reușim să dialogăm și să vedem care sunt aceste revendicări și în continuare să ne aplecăm pe soluții, este foarte greu să găsim aceste soluții. Protestatarii au refuzat dialogul cu prefectul. În acest context agitat, la fața locului au apărut liderul AUR, George Sibion, și senatoarea Diana Șoșoacă. Ei au încercat să-i convingă pe polițiști și jandarmi să-i lase pe protestatari să ajungă cu utilajele în capitală. Să vă fie rușine! Hai să facem și noi, să încercuim jandarmeria care apără hoția și apără pe austrieci, care nu ne-au primit în Schengen, dar nu ne lasă nici să protestăm, să nu cumva să fie răscoala de la 1907, iarăși. Răscoala țăranilor. Pentru ce ați reținut fermierii? Pentru ce ați... Nu lăsați! Pentru ce i-ați băgat în... Pentru ce i-ați băgat în dubă pe fermieri? Cum e posibil să nu-i lăsați? Pentru ce nu le-ați permis să facă și ei protest? Pentru ce nu le permiteți intrarea în București? Protestatarii au huiduit însă pe ambii politicieni și au acuzat că vor să câștige capital politic. Ai venit să strângi voturi! Bă, ai venit să strângi voturi! Bă, Câteva de la Chiajna de aici, că ai cerut? Până astăzi ai fost în Nu ne asociem cu niciun partid politic. Suntem aici fiindcă practic suntem blocați. Nu putem merge mai departe pentru... De trei zile avem pe masa guvernului cereri și solicitări care nu ni se iau în calcul. Noi nu mai putem lucra în România. Copiii noștri suntem obligați să-i facem carne de tun pentru Europa. Am investit în România de 30-40 de ani și nu avem nicio valoare. Nu putem ieși cu tractoarele din curte, ne obligă să matriculăm plugurile și balotierile. Am cerut acea lege a forței majorii care să ne amâni ratele de astăzi până la anul, pentru că după trei ani de sește, lipsa suportului financiar din societatea civilă în care statul, prin Constituție, este obligat să ne asigure minim trai. Noi nu suntem asistați social, noi suntem oameni care punem mintea la contribuții să facem bani, dar nu avem cadre. Tot ce înseamnă investitori străini sunt protejați, noi suntem executați. Noi suntem nemulțumiți din cauza traficului de cereale care s-a făcut cu Ucraina. Ne-a afectat foarte mult din cauza prețurilor mici la cereale și prețuri mari la îngrășămintele chimice. La miezul nopții, agricultorii au plecat cu utilajele pe centura capitalei către Fumați. Circulația a fost reluată în Chiajna.
Agricultorii și transportatorii reclamă prețurile mari la asigurări, combustibili, îngrășăminte și faptul că firmele străine sunt favorizate. Ei mai spun că foarte multe societăți comerciale de transport și din agricultură sunt în pragul falimentului. Demonstranții sunt hotărâți să nu oprească protestele până când nu vor fi luați în seamă de guvernanți.